Tăticu, ești aici? Să trăiești? Te trezești? Băi, Neatobă, uite aici așa, ai o plasă, da. Ai un pui, da. Ai și o sticluță de tărie, să nu bei toată, să te încălzești, că e frig aceea, așa, ai pâine, tot ce trebuie. Deci, Mata, ai lucrat la? Vagoane. La vagoane? Vagoane și la polgor. Aproape 10 ani, să știi, împreună. 7 ani, cât ai lucrat? Să fie 7 ani, pe 8-2 am lucrat vagoane. Da? Ce meserie ai avut? Puțile că la baie, băgam piese. Ce băgai? Piese. Piese? Baie, la baie. Aha. Băgam cu om, acum băgam mirile, ceacei, obloare. Și casa, cum ai pierdut-o? Nu, a fost în stat, a luat la închirie tot. A, la stat? Da. Aha. Și de cât timp stai aici? Eu nu avem, se pierdă un an, max. Un an? Da. Aici? Da. Uh-huh. Și n-ai buletin, nu ai certificat de naștere? Da, mi-a dat punct. Cine ți-a dat? Eu cel al măsărăt, că mi-a dat punct. Aoleu. Bine. Aleca. Bun, eu de luni o să mă ocup să facem actele și să vedem unde putem să, să le băgăm, să vedem ce pensie ai, da? Da. Deci, numele meu ta este Tobă, Ștefan. Ștefan, da? 70 de ani. Da. Bine, Tobă, sănătate. Mănâncă puiul ăla, că e cald acum, mănâncă din el și restul să-l pui bine, să nu mănânce pisicile. Da, să nu-l pui, da? Da, așa, să-i căz. Uite, bagă în buzunar. Să nu, așa. Să cheltui și Mata, câte puțin, câte puțin să ai. Eu mai trec la Mata. Bine? Să trăiești, Neatobă. Să trăiești. Am fost la Neatobă, bătrânul de 70 de ani, care doarme într-o anexă a fostei maternități din Drobeta Domnul Severin. Zice că a lucrat la vagoane și la Apolodor, mare acte. Nu are niciun venit. O să trec de luni să vedem cum îi pot face pentru început certificat de naștere, buletin provizoriu, după care să le facem definitiv și să-i căutăm drepturile, măcar o pensioară minim de minim acolo. El are și mâna tăiată din timpul serviciului în accident de muncă. Ce să facem? Ținem legătura. Doamne ajută!